Bună ziua și bine ați venit la proful online cu probleme de matematică. Așa, clasa 4. Clasa 4, așa este. Nu mai pierdem timp, intrăm direct în probleme. Așadar, am început să simțim plăcerea de a rezolva probleme de aritmetică. Este extraordinar. Deci, ni se dă o problemă și noi... Gata, o facem. O facem fără să stăm pe gânduri. Hai, Dania, citește. Deci. Doi elevi au de rezolvat 62 de probleme. Așa. Deci doi elevi au de rezolvat împreună... Da. 62 de probleme. 62 probleme. Așa. După ce primul a rezolvat de 3 ori mai multe probleme decât cel de-al doilea... Deci primul de 3 ori mai mult, da? De trei ori mai mult decât al doilea. Fiecăruia îi rămân de rezolvat câte 7 probleme. După ce primul rezolvă de 3 ori mai mult decât al doilea, fiecăruia îi rămân de rezolvat câte 7 probleme. Da, deci primul mai are de făcut 7 probleme. Mai are, da? Da. Mai are de făcut 7 probleme. Da, și a doua tot 7. Tot așa. Câte probleme a avut de rezolvat fiecare din elevi? Fiecare din cei doi elevi, câte probleme a avut de rezolvat? Păi stăm și analizăm întâi, nu? Sigur. Păi citim problema odată, da, încă n-am început-o. Doi elevi au de rezolvat 62 de probleme. Așa. După ce primul a rezolvat de 3 ori mai multe probleme decât cel de-al doilea, fiecăruia îi rămân de rezolvat câte 7 probleme. Bun. Câte probleme au avut? Prin metoda grafică. Metoda grafică, te gândești, nu? Deci simți nevoie să vizualizăm. Corect, și eu la fel, domn profesor. Că așa, abstract, parcă nu ne vine la îndemână. Așa, cum apare surplusul. Da, deci, e povestea aceea care... să luăm un segment, care să reprezinte numărul de probleme rezolvate de primul sau de al doilea? De al doilea. De al doilea, care face mai mult? Sau mai puțin? Păi, primul face cele mai multe și al doilea face cele mai puține. De ce luăm pe mai mic? Da. Ala care reprezintă cele mai puține. Deci, primul de 3 ori mai mare. Ăsta e pentru al doilea, da? Da. Segmentul ăsta reprezintă numărul de probleme rezolvate de cel de al doilea. Și primul de 3 ori mai mult decât al doilea. Adică cu 3 sau cum, domn profesor? Sau de 3 ori mai mult? Și primul, da. Îi facem 3 segmente cât de-a lui al doilea. Exact, e de 3 ori, nu e cu 3 mai mult. E de 3 ori mai mult. Da, de 3 ori. Da. Este esențial, dacă ar fi fost cu 3 mai mult, înseamnă că îi punem 3, dar așa spunem că e de 3 ori. E clar că facem de 3 ori segmentul ăsta. Asta face primul, da? Și apoi facem încă o casetuță micuță pe care scriem 7, adică cele 7 probleme care le mai au de rezolvat. Da. Punem puncte 7 aici și iarăși aici 7. Rezul plusul, domn profesor. Cred că. Se rămâne la urmă. Și facem 62 minus 14, adică acelea două. Deci dăm deoparte surplusul din ambele. Da. Da? Deci, practic, dăm surplusul din cele două. Bun. De la primul și la al doilea. Așadar, prima operație care o facem este asta de 62 minus... Cât ai spus, Daria? Minus 14. Ca să dăm surplusul, cele 14 probleme. Și fac 48. 48 de probleme. Oare ce se însemne? Stați că știu. Apoi mai avem 3 segmente, ne-au rămas egale. 4 segmente. 4 segmente. Cele 4 segmente. 48 împărțit la 4. Exact. Și cu asta am aflat câte segmente au făcut care? Câte segmente au făcut primul, al doilea? Nu, câte segmente au făcut câte? Nu, deci 48 împărțit la 4. Dă suma fiecărui segment. Adică deci 48 împărțit la 4 egal cu 12. Ce reprezintă 12? Fiecare segment. Un segment. Un segment. Numărul de probleme
pentru fiecare segment, da? Care reprezintă segmentul acesta. Și acum pentru al doilea, cât ar fi pentru al doilea? Concret, aș putea afla repede pe al doilea? Da, de 18. Al doilea. Cum 18 pe 4? Cât o fi al doilea, mă? 12 plus 7, 19. 19. Așa. Deci pentru al doilea aș avea 12 plus 7, egal 19 probleme, da? Și primul atunci? Și pentru primul? Eu nu-ți primul? 43. Dar de unde? 43? Explică-mi. Da, păi 12 plus 12 plus 12. 12 ori 3. Gata, 12 ori 3. Plus 7. Da. Plus 7. Plus 7 ce ala. Deci de 3 ori câte 12 plus 7, da? Da. Deci al vrea ar fi 3 ori 12 plus 7. Ionuț, mă învață-mă măsca, dacă mai pățesc așa să nu... Acum am pățesc. Mi-am pus fi de asta. Cum mai făcut tot? Mi-am pus fi de asta, că am avut două iconiți. Tot așa, dacă veniți, îi găsiți. Așa, nu mai găsiți ca fiecare. Cum am găsit aici? Așa am găsit la mine. Nu, că am tăiat o chestie și decât să mă tăiat o mână, va pare căreața asta, când am deschidit programul. Așa. Dați start play out. Așa de numai. Va pare căreața asta. Atunci să poți să scrii interclar. Să mă pare să scrii interclar. Știu ce să citesc. După aia, dau play de acolo și după aia apăsați pe programul ăsta. Am apăsat pe ăsta. Da. Deci trebuie invers să văd, ca să-l am, dar nu știu acela. Și acum rulează ăsta. Băi, scriem pe spașii, mă. Ca să mă uit, mă, că până... Mai... Dați-o în hârtie. Dă-o hârtie, scrie, te rog. Dă-o hârtie, domn profesor. Scrie pașii așa, pasul 1, pasul 2, pasul 3 și eu îți deștept după aceea. Da. Deci, suntem... Poftiți! Cu problema rezolvată... Dați un pix ceva. Un pix. Dați-i eu nu am pix. Eu doar un creion. Eu doar un creion de aia. Eu doar un creion din ăla de... Așa, dragilor, am rezolvat problema asta, am rezolvat și problema cu calculatorul online-ul, este excelent. 43. 43 ori 12. Și să facem 36 plus 7, 43 probleme. Sigur că da. Poftim, te rog. 43 plus 19 este egal cu 62. Corect. Și ne-a dat proba. Deci 43 plus 19 egal cu 62. 62. M-am uitat în altă parte, că dacă 62 se scrie, că de adunat din era foarte greu să adună. Așa. Alte probleme. Suma a 4 numere este 158. Suma a 4 numere. A plus B plus C. A plus B plus C plus D este? 158. 158. Aflați numerele, știm că dacă micșorăm primul număr de două ori... Deci pe unul să-l micșorăm de două ori. Adică astfel îl împărțim la două. La doi. Da. Pe al doilea îl micșorăm de patru ori. Bine. Împărțim la patru. La patru. Pe al treilea îl mărim de două ori. Ce ori doi? Iar... Doi ori ce? Da? Doi da. Ori ce? Iar pe al patrulea îl micșorăm cu 8. De minus 8. De minus 8, da. Obținem numere egale. E, deci astea toate sunt egale între ele. Da. Deci autorul mi-a dat informații. După ce ne spune să-l micșorăm pe A de 2 ori, pe B de 4 ori, pe C să-l multiplicăm de 2 ori, iar pe D să-l micșorăm cu 8, aceste mărimi care se obțin sunt egale. Adică o să scriem și noi lângă A împărțit la 2. Egal cu B împărțit la 4, egal cu 2 ori C și egal cu D minus 8. Astea sunt relațiile care le avem între cele 4 numere. Păi, nu putem să facem... Păi, deja știm că C este cel mai mic număr, pentru că e singurul pe care îl înmulțim. Tu vrei să încercăm să facem reprezentare grafică? Băi, merg pe mâna voastră. Deci, fiindcă aici tu sesizezi că e de două ori C, atunci îmi propui să le iau pe C, ca un segment. Păi nu? Deoarece el e singurul care îl mulțea. Da. Adică este cel mai... Corect.
Ăsta se reprezintă, ăsta să fie ICO, da? Apoi ar fi Demi-Soft, apoi ar fi A și apoi ar fi B. Deci CU... Cum să fac? Dacă ăsta e CU... C, D, A și B. Deci pe ce l-am reprezentat? Deci cel mai mic. Dar pe D cum să-l fac? Păi, pe, mai întâi să-l facem și pe cel mai mare. Cel mai mare ar fi B. B. Deci el e singurul care îl împărțim de a... Patru, da. Da, este cel, da. E cel mai mare număr. Da, da, de câte ori să fie? Dacă eu n-am luat pe C așa, B-ul de câți de-al de? Câți de-al de ce ar trebui? Păi trebuie să știm. Hai să privim aici egalitatea asta. Păi... A, B împărțit la B egal cu 2 ori C. Asta înseamnă că B împărțit la 4 va fi tot un segment. Dar noi l-am împărțit la 4. Deci B-ul cât de ce să fie? Asta e întrebarea. În funcție de ce? A sesizat bine. Că C-ul este cel mai mic, l-am scris pe C, cum observ. Păi dacă C e 2 ori... Păi, de 2 ori. C de 2 ori plus 8. B va fi egal. Pe egalitatea asta. Mai întâi cu D, da? Dacă vă hotărâți, da, mă... Da, hotărâți-vă, da. Ok, deci D-8, dăm D-8, ok. Deci, pe D ar fi cât? D-ul cât ar trebui să scriu, Ionuț? D-ul ar trebui de 2 ori C-ul. Da. Plus 8. Plus 8. Adică... Excelent, iar acolo e minus 8. Deci, în loc de D, aș trebui să desenez aici pentru D. De două segmente de al de C, da? Plus 8. Și plus un micuț aici, plus 8. Un segment care este 8. Ăsta e cine este? D-o. D-o. Până aici l-am reprezentat pe D funcție de C. Haide și pe B. Acum pe D funcție pe de B. Facem 4 de C. Tot o funcție de C. 4 de C? Da. 8. A, da, pe aici nu prinde o prin problema. Păi aici putem să-l aflăm pe A, putem să-l aflăm pe A numai dacă-l aflăm pe B. Deci B-ul, B-ul e mare, nu? Da, B-ul e mare. Dar de câte ori, B-ul este de câte ori, de câte ori C-ul? Aici e problema. De 4 ori. De 4 ori. Pentru că sunt 4 la 4. Da, dar dacă aveai tu dreptate, ai avut dreptate, dacă B ori 4 era cu C, cu C. Da? Cu C, dar e cu 2 C. A, atunci 8! Păi alta e por treaba, 8 ori. Asta și este. Și facem 4 segmente ale lui C. Deci aici 8. O să spunem pentru cine? Pentru B. Care înseamnă așa, 1, 2, 3, 4 segmente. Și am pus un C. Abia am pus un C acum. Corect, exact. Și încă o dată, 1, 2, 3, 4... A spus 2C. Acum am pus 2C. Corect. Ba da? Ba. Cum am pus 2C? Ce e cel mai mic. Păi da, păi C e cel mai mic. Ce e cel mai mic, normal. Și? Deci face că 4 se pune. Deci, pe B împărțit la 4, face de 2 ori cât C. Ia uite, pe B, dacă îl împart la 4, 1, 2, 3, 4, face de 2 ori C. Ok. Ești de acord cu mine, da? Da, da, da. Așa. Și acum putem să le aflăm pe A. A, la voi tot în funcție de ce? Patru segmente ale lui ce? Patru. Cum ai dat? Păi 8 împărțit la 2. Da, așa este. Deci la A. Da, așa. E 8 împărțit 1, 8, ăla împărțit 2, 3, 4. Iată că în momentul de față am reprezentat cele patru numere. Eliminați cel mai mic, cel mai mic segment fiind C-ul, D-ul, B-ul și A-ul. Și surplus, adică 8. Eliminați surplusul. 8-ul ăsta ne deranjează. Da. Și atunci facem 158. 158. Minus 8, care ne dă 150. 150. Și acum n-au rămas câteva segmente salut. Vrei să mai stai și tu? Nu, perfect. Ne-au rămas 15 segmente egale și pe 150 deci 150 îl împărțim la... Corect. La 150 împărțit la 15 este egal cu 10. Ce reprezintă 10? Un segment. Așa că C va fi egal cu 10. Deci C-ul egal cu... C va fi egal cu 28.
B va fi egal cu... B, stai puțin să vadă domnul profesor. Să văd și eu, 28. B va fi egal cu 80 și A va fi egal cu 40. Ce? B, 80. B egal cu 80, că e 8 ori, nu 10. Și A egal cu 40. A egal cu 40. 40. Facem schema. Facem schema. Adică schema... Care schema? Adică... Proba. Proba. Facem proba de a adunat voi. 4, 10, 100, 20, 30, 158. 150. Da, ne dă! Ionuț, spune-mi tu ce ți-a plăcut cel mai tare aici. Hai să vedem. Păi, mi-a plăcut la segmente cum am aflat din toate. Deci ce am făcut noi? Am tradus relațiile cilea. Superbă chestie. Important, ce lucru a fost important? Să vedem cel mai mic segment. Adică, prin segmentul, mărimea cea mai mică, să reprezentăm printr-un segment. Ca în funcție de ea să reprezentăm totul. Asta a fost cheia problemei. Dar de ce a spus 2 ce, 2 ori ce un singur segment și n-a spus 2, domnul profesor? Pentru că, stai puțin să vă ce e cel mai mic? Cum? Ce ce păi dar nu reprezentăm doar printr-un segment. Da. Pentru că el este cel mai mic, mic număr care îl înmulțim cu 2 ca să fie numere egale. Dar nu el de fapt nu e înmulțit cu 2. Deci nu mă convins. De ce a spus de aia? Eu văd acolo 2 ori ce și vreau... Deci, da, mama, dar mie este cel mai mic, adică de la el pornim, tot de la el pornim toată problema. Deci fac mai un segment dacă acolo scrie să fac 2. Da, el e cel mai mic. El e cel mai mic număr, adică nu trebuie să punem 2 segmente, că atunci s-a transformat. Și dacă eu făceam 2 segmente acolo, domn profesor, nu mai mergea problema? Nu, deloc, niciodată. Nu! La ce? Dacă eu făceam 2 segmente, nu mai mergea problema? Se strica problema. Se strica toată problema. Dacă BC îl reprezentam prin 2 segmente. Da. În momentul acela, da. D-ul se făcea de 2 ori. 4 ori. Adică se dubla ce a făcut acolo. Exact. Și toate se dubla. Și totul se dubla. Așa, da. Deci, înțeles acum, domnul profesor. Practic, ideea este așa. De aici, la relația asta trebuia să privim, mm-hmm, pentru început. Corect. Și îndată ne dăm seama că D este de 2 ori C plus 8, da? De 2 ori C plus 8. Da. Ei bine, atunci ne este indusă repede ideea că C trebuie să fie unitatea de măsură. Deci minimul... Am înțeles acum. Cea mai mică valoare pe care o avem în vedere este C. Și de ce reprezentăm prin C segmentul respectiv? Am înțeles, domnul. Bun. Pe urmă, egalitatea o privim numai în raport cu C. Corect. Tot timpul numai în raport cu C. Pentru a reprezenta pe B tot în funcție de C. Și aici este momentul acela pe care, la care voi ați fost surprinși. Când n-ați sesizat B împărțit la 4 din 2 ori C. Adică B împărțit la 8 ar fi C-ul. Cu alte cuvinte, C-ul este, B-ul este de 8 ori C-ul. Acesta este momentul foarte important. B-ul este de 8 C-ul, nu? Corect. De 8 ori C-ul. Și din coace la fel, 2A, tot cu 2C, A împărțit la 2 egal cu 2 ori C, când îi scoatem că A egal cu... Am înțeles, domnule. De 4 ori C. Așa, păi din ce? De la ce scoatem toată problema? Toată problema, da. Corect. Deci, Ionuț, hai să analizăm, spunem așa. Cei care nu se prindeau de treaba asta, ca să-l vadă pe ce ca unitate de măsură. Corect. Asta este, nu? Unitatea de măsură a celorlalte înseamnă așa. Toate celelalte mărimi sunt reprezentate în funcție de ce. Corect. N-ar fi avut, cei care nu le reprezentau așa, n-ar fi avut nicio șansă să pornească problema. Da? De acord cu asta. De acord. Mergi. Bun. Da. Am făcut și această problemă, mergem mai departe. Da. Am și eu niște probleme aici. Am mai. Nouă? Da, o metodă de lumina. Nu-i nimic. Deci, probleme cicl care se rezolvă prin încercări, domnul profesor. Eu n-am mai auzit așa ceva. L-am auzit. Da? Da, aștept. Eu n-am mai auzit. Și de aceea vreau să mă lămuriți și pe mine. Eu n-am auzit, da. Nu, n-ați auzit? Nu. Nu. Acelea care, cum spunem noi copiii, așa. Se rezolvă băbește. Da. Eu am auzit că suntem foarte pricepuți la aritmetică. Da.
Și dacă am auzit asta, orice problemă trebuie să o rezolvăm. Da, e diferență prin încercări sau... Nu știu. Aha, da, da. Ce mai mai eu familiar. Știți ce, domn profesor? Mie chiar îmi plac metodele astea vorbești. Da? Și eu. Da, trebuie să stau mult și să descoperi. Dar totuși trebuie să și gândim, nu să punem. Da, nu chiar așa. Trebuie să gândim. Da, da. Adică nu vorbește. Nu chiar vorbești, da. Da, nu chiar vorbești. Metoda vorbească și mai rău. Și mai rău. Te rog că... Vine și eu, nu-ți? Bine, acum. Hai să... Hai, Ionuț, înmulțind vâslele a patru copii, obținem numărul 36. Da. Deci, vă citesc așa, ca să vă... Da, ca vă da. Povestea. Înmulțind vârstele a patru copii, obținem numărul 36. Aflați vârstele acestora, știind că suma vârstelor lor este 14. Deci dacă le mulțim, adică... Dacă facem... mulțim vârstele la 4 copii, câți ani au 4 copii, obținem 36. 4 ori nu știu cât. Și aflați... Nu, no, nu, no, no, nu te grăbi. Nu, au o mie ori, de? Nu? Deci, scrie 4 numere, una are vârsta V, una A, 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 B, C și D. A. Dacă ori. Le mulțim... A ori B ori C ori D. A ori B ori C ori D. Obținem 36, domn profesor. Egal cu 36. Dacă să le aflăm A cât e A, cât e B, cât e C, cât e D, dacă suma lor este 14. Mai avem și alte informații. A plus B plus C plus D egal 14. Și asta-i vorbesc? Într-un fel că trebuie să... Asta-i vorbesc. Ba nu, chiar te facem 36. Da? Minus 14. Care ne va da nu care ne va da 21 de infermentat. Da, riscăm. Te-ai 5 trebuie. Exact. Deci gata. Și să nu sunt o problemă. Nu, Daria, nu vreau asta. Nici eu. Eu vreau de la tine niște lucruri clare. Da. Degeaba am muncit până aici dacă mi-ai stricat totul. Atenție multe. Nu prea avem ce să facem. Hai, dragă, să mă gândim, că am și de problema. Numai că dacă... Înmulțind vârstele a patru copii, sta să înțeleg și eu că eu sunt la altă vârstă. Obținem 36. Deci înmulțim... Vârstele. Vârstele. Deci dacă aș face 1, ori 2, ori 3, ori 4, domnul profesor... Ori 5. Ori 4. Ori 4. Fic așa, 1, ori 2, 2, ori 3, 6... Ori 6, ori 4, 24. A, n-am obținut 36. Nu s-a. Înseamnă că e 2, ori 3, ori 4, ori 5, cred că da. N-ar trebui să faci... Păi, 6, 6, 36. Știu, dar 6, 6, 36, atunci trebuie să aflăm niște numere care să dea... Da, la suma lor e 14, totuși, adică... Da. A, da, e dreptate. Păi hai să facem hai să așa, hai să vedem ce numere mulțite fac 36. Le faceți 3 ori 2. 3 ori 2. 3 ori 2. 3 ori 2, adică 6. Și 6 ori 1. Eu aș zice așa. Hai să, hai să vedem așa. 36 egal cu 3 ori 12. Nu? Care mai poate fi scris ca fiind 3, ori 4, ori 3. Ori 3. Da. 3, ori 4, ori 3. Dar noi trebuie să avem... Dar nu trebuie să avem diferite neapărat. 4 numere. 4 numere, da, 4 și mai bun ori 1. Păi atunci facem... 1 ori 1. 3, 3 ori 3, ori 2 ori 2. Și putem să-l mai punem și pe 2 ori, pe 4 ăla ca fiind... 2 ori 2. 2 ori 2. 3 ori 3. 2 ani și 2 ori 3 ani. 2 de 2 și 2 de 3 ani. Ar fi o variantă. Deci ar fi 3 ori 2 ori 2 ori 3. Ca să vedem suma, domn profesor. Acum controlăm. Aaa, suma nu iese, pare rău, domn profesor. Vine 6. Nu iese suma. 6 trebuie să dea 14. Asta e. Cum să facem? Acolo dă doar 10. Atunci puneți 2 ori 3. 2 ori 3, adică 6. Ori 1, ori 6. 6. Deci pui tu, să încercăm alte variante. Da. 2, dar le dă 12, nu-i bun. 2, ori 3. 3, 6 deja. 2, ori 3, ori 1, ori 6. Ori 1, ori 6, da. Da. Suntem atenți, suntem atenți. Ori 1, ori 6. Și urmărim. Mai lent să încercăm, că nu ne vine... 2, ori 3, ori 1, ori 6. Ori 1.
ori 6. Dar tot nu dă. Cât? 12, dă 12, dă 12, de ce? Deci 12 și cu 12. Dar suntem pe aproape, deci suntem pe aproape. Suntem aproape, dar nu știu. 12 suma, nu trebuie 14. 14. Păi... Mai ești pe 14. Da, sumul nu-ți dă 14. Ia că ești. Sigur, suntem atenți să găsim răspunsul. Ce mai putem mai fi? Îmi dă prea mult mie. E 12 ori, 1 ori, 1 ori, 1. Nu-i bun. Trei șanse. Ce am zis? 12 ori 3, 3, 6. Gata. Am găsit 12 ori 3, 3, 6. Dar nu-i... Nu, și restul sunt. Pentru că 12... De ce înțeleagă? 12 plus 3, dă 15. Cred că mi-am dat seama. De ce înțeleagă? 3 ori 3 ori 1 dată. 3 ori 3 ori 1 dată. Da, a auzit așa, dacă e adevărat. 3 ori 3. 3 ori 3. 9. 9. 1 vine. 9 ori 4, 9 ori 4, 3, 6. Și adunarea? Adunarea dă 10. Păi 3 ori... A, 30 cu 30. Stai, scuze. 30 cu 30. Am scăpat aici, la urmă. Stai, țălea, cred că eu mi-am dat seama. Ia, hai, te zi dacă ți-ai dat seama. Stai, da, că sunt socotele. Sigur că da. Prin încercări, de-aia e prin încercări asta. Da, păi, da. Băbești. Corect. Deci, nu, se elimină variantele toate, adică cele care nu merg și controlul este ca suma să facă 14. Deci aici, că vedeți da. Câte variante am avut, domn profesor. Da, dar nu înțeleg faza asta. Da, 3 ori 12, 15, 16, 6 ori 6, 3 6 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
Deci nu-mi mai trebuie la profesor, hai să am greșit. Da. Pentru că... 6, 6, ori, 1 ori. Nu mai deschid singura provinie. Deci sunt dintre toate variantele. Atenție, copii. Deci noi aveam aici la 14 controlul. Și aș început de la ce numere adunate să facă 14. Corect, domnule. Da? Ce numere adunate să facă 14. Tot timpul trecând și cu coada ochiului după descompunerea de aici. Că am aici clar descompunerea ca produs, nu? E bine, divizorii cum se cheamă în limbajul ăsta. Deci ceva îmi spune că trebuie să păstrez 3-ul și 2-ul în lucru. Pentru că 3 și 2 sunt divizorii a lui 3 și 6. Corect. Da? Și atunci, dacă aș fi spus 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, deci 3 și 2 trebuie păstrat. Din motive foarte precise. Suma lor face cât acum? 10. 10. Sunt sub. Da? Da. Îndată, înseamnă că dacă iau pe unul din ei, în locul lui trebuie să pun unul. Și zic, 2 ori 3 fac 6. Deci, 2 din ei i-am cuplat și am făcut 6. Și zic, 3, 2 și 1. Pe unul l-am prins în 6, da? Și acum aveți... Și suma, se vede că este 12, da? Da. Mă apropii. Deci, mă apropii de sumă. Îndată, făcând această manevră, simt că tot atât de bine este să fac încă un pas. Corect. Da? Și îndată vine 6, 6, 1 și 1. Corect. Da? 6, 6, 1 și 1. Deci, ideea este așa. Nu facem încercări la nesfârșit, nu știu ce, ci le facem în mod ordonat. 3 și 2 sunt divizori, trebuie să păstrez asta, pentru că urmează să mulțesc. Nu știu, că ajung la 36, nu se poate altfel. Și pe urmă, ăștia patru luați așa, 3, 3, 2, 2,
nu mă satisfac. Îmi mai dau una ca să văd dacă o înțeleg. Sigur că da. Păi numai una, două, că la fiecare putem găsi câte ceva nou. Produsul vârstelor la 4 copii este 24. A plus D. Nu băi, produsul... A, produsul. Produsul vârstelor la 4 copii este 24. A, O, D, așa. O, D, O, D, egal 2. Iar suma lor este 12. A plus D, plus D. Da, am găsit! Da? 8. Câte ne-au fiecare? Nu ne grăbim. Ia să vedem. Nu mă grăbim. Gata. 3 ori 2. A, nu, gata. 6 ori 4, ori 1, ori 1. 6 ori 4, 24. Ori 1, bun. 6 ori 4, 10. 12. Da, întrebarea care mi-o pun, mai sunt și alte variante? Cred că da. Să vedem? Eu sunt cam mai stole. Da. Deci, căutăm altă variantă. Deci care era? Eu nu s-a a găsit repede. Eu nu știu cum te-ai dus, adică suntem noi cu linii. Mă gândeam la numerele care mulțite dau 24, adică două numere și apoi le mulțeam cu 1. Vreau să văd deci, dacă practic, că ai mers tot pe șmecheria dinainte. Cât să fac 24, nu? Deci, el se întreabă ce numere mulțite să facă 24. 64. Așa, și a avut în vedere că 12, s-a scris foarte bine ca fiind cine? 6, 4, 1-1. Și 1-1, da? Prima dată m-am gândit la 8-1. Însă, suntem mai atenți, în 24, ca descompunere, ar fi 2, ori 3, nu? 2 ori 3, 6. De fapt, iar 2, iar 2. 8 ori 3, fac 24. Da? Deci 2 și 3 trebuie păstrat de urgență. Așa. În clipa în care vreau să-i strâng pe 2 și pe 3, iau pe amândoi. Da? Și m-am dus la 6. Corect. Dacă aș fi lăsat așa, 2 și cu 2 și cu 2, 8 și cu 3, 11. 11 și cu 2, deci nu mă mulțumește. Deci, atenție, așa lăsându-le, 2 plus 3, 5 cu 4. 9. 9, așa e opțiunea, da? 9. Prea mic în varianta asta. Și atunci trebuie să cresc factorul la produs ca să mă duc și în același timp îl și aduce și contribuția. Când am zis 2 ori 3 fac 6, practic, în loc de 2 plus 3, că îți făcea 5, vine 6 acum, crește cu unitate. Corect. Da? Foarte bun. Și, de asemenea, eu voi băga un 1. Băgând un 1, crește cu unitate și încă 1 fac 2. Deci eu, de la 9, mă duc spre 2 cu 11. Mă apropie cu 11. Simpla mișcare asta. Și n-a fost suficient și atunci a zis 2 ori 2. Super. 4 și 1, 1. Am o pace, mă bancuri, domnul profesor. Am una, și asta, are și Daria o variantă. Bine. Mai ai o variantă? Hai să iată. 1 ori 1 ori 1 ori 12. 1 ori 1 ori 1. De la produsul nu face 12. 1 ori 1 ori 1. Cum produs? Păi 1 ori 1 ori 1. Produsul nu face 24. Ori 1. Produsul, da, dar suma nu face 12. Ba da. Nici produsul, dar nici suma. Atunci... Nici măcar suma, nici produsul nu face. Atunci... Dar spui 2 acolo, ori 2. Nu, dacă pui 0, mereu dă 0. Da, da, da. Da, da. Deci nu mai spui. Dar tare, tare. Unica soluție, da. Deci, uitați, domn profesor. Produsul vârstelor a 3 surori este 9. A, ori B, A, ori B, ori C, egal 9. Cea mai mică este blondă. A, egal blond. Ce vârstă are fiecare fetiță? Deci cea mai mică este blondă. Da. Care se? Nu se ran. Nu se ran. Mă scuzați să mă deranjez. Am și eu o fetiță care aș fi vrut 8 ani să vină la dumneavoastră ca să... E arătați-o, nu înțelege. Nu înțelege. Dar ce clasă? Da. Este în clasa 5-a. Am în două? Nu, ea este grecina mea. Ea e ok, totul bine. Da. Mâine se vine de la 4. 4.
de la 4 cu caietel, da? Da, da, da. Trebuie ceva, ceva de naștere, buletin, ceva? Nu, 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 numai copilul și cu dragoste de matematică. Da. Da? Da. Ești cu dragostea după tine. Deci la 4, da? La 4, da. Da. Uite, vezi, noi mămicile stăm, vezi? Nu, da. Ne place aici. Să vii cu drag, da? Iubita. Da. Bine. Bine. La revedere. La revedere. Deci, domn profesor, ce vă faceți aici? A produs în vârstele la 3 ediții nou. Dar ce mai dă chestia asta? Cea mai bine este blondă. Una e blondă. Ai să-și mai să se varia. Ce vârstă are fiecare fetiță? Păi poate să fie 3 ori 3 ori 1. Păi 3 ori 3 ori 3 ori 1. Da, dar... Da, și ea trebuie să vadă blonda care e. Păi, dar nu înțeleg. Una e blondă, una e brunetă și una e roșcată. La urmă vopsim blondă. La una din ele îi punem culoarea blondă. Dar nu înțeleg de ce are 3 ani chestia asta. Dar are un an, e mai mică. E mai mică. Dar de ce ne dă, dar nu înțeleg de ce ne dă chestia asta că e blondă. Și nu treabă cea blondă cât ce vârstă are. Că eu aici m-aș fi prins repede că cea blondă e cea mai mică și gata, trebuie să-i dau... Cea singura variantă, de ce ne dă că e blondă? Singura variantă e 3 ori 3 ori. Păi una e blondă, una e roșcată și una e brunetă. Nu, atâta zice problema. Singura variantă e 3 ori 3 ori 1. Corect. Deci... Da, acum ne dăm... Ce? Sau 3 ori 2 ori 3. Poți fi în urmă. 3 ori 2? A, ba nu. Sau nu, 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 chiar. Păi poate are una 9 și două câte una. 1, 1. No, dar nu se poate, pentru că spune că cea e blondă e cea mai mică. Nu mai este care, una care este ca ea. În momentul care zice cea mai mică, cea mai mică, înseamnă că din, nu pot să fie două egale. Egale, clar. Aoleu, păi dacă nu-s două egale, cum fac? Și atunci... 3 ori 3 ori 1. Exclude varianta 1, 1, 9. Păi și atunci și 3, 3, 1? Păi este una cu 1. 1! Deci asta blondă. Spune că în momentul care zici 1, 3, 3, 1, 3, 3, ar însemna... Două gemene și aia e cea mai mică. Da. Și atunci exclude varianta 1-1-9. Deci exclude simplu mesaj. Că numai una, una. Cea mai mică e una. Da, cea mai mică e una. Una. Este una cea mai mică. Asta vrea să transmită cu blonda. Cu blonda. Atâta tot. Cea mai mică e blonda. Da, 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 da. Adică una mesajul, mesajul este acesta că nu există 1-1-9. Exact, nu-s două mici. Nu-s două mici. Doar una mică. Una mică. Păi ce-am zis eu prima dată? 3 ori 3 ori. Te-ai prins. Da, bravo. Sau, de fapt, 1 ori 3 ori 3. 1 ori 3 ori 3. Da, ca să zici pe 1. Dar nu are importanță. Important este că un singur om trebuie să fie. Da, uitați, produsul vârstelor la 3 surori este 8. Deci aici hai să răspundem. Aici răspunde, domnule. Să răspundem. Așa ar veni. 3. 1. Ori 3. Ori 3. Ori 3. Asta este varianta, și blonda e 1. Și asta este blonda, da? Da. Blonda. Bun. Zi-mi, hai. Acum, produsul vârstelor la 3 surori este 8. A ori B. A ori B. Ori C. Ori C egal 8. Două dintre ele sunt gemene. Deci A ori B ori C egal cu 8. Două dintre ele sunt două gemene. Două dintre ele sunt gemene. 2 ori 2 ori 4. Corectos! 2 ori 2 ori 4. Nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun. Nu! Ei! Două dintre ele sunt gemene. Că ea gândești cu 4. Nu știu, știu, știu. 2 ori 2. Nu ori. Gândești. Ai doi termeni la fel. Doi termeni trebuie să fie la fel. Doi am galorie. 8 ori în orul. Bravo. 8 ori în orul. Corect. Două gemene. Frumoase probleme. Vedeți, mesajul pe care îl transmite pare că e ascuns, dar autorul spune dintre toate încercările, la asta vă cer. Asta nu înseamnă încercări. De selecția se face. Și metoda asta băbească, domnul profesor. Ce-mi place! Băbească! Da. Ei, de boabe! Profesor, stai un pic. Nu-i băbească, e prin încercări. Și ce sunt un pic tabla, domnul profesor, să vă dau una mai complicată. Dar tot așa, nu? Tot de aici. O să ne-am urmă. Stai să șteargă să scrii și domnul profesor, eu nu-i. Și acum să stai să vezi că îi dă una ușoară, de râdem toți. Sunt tot la probleme care se rezolvă prin încercări. Problema 10 zice așa. Găsiți perechile de numere naturale care verifică egalitățile. Stai puțin. Deci, avem
Așteaptă puțin, dragă. Găsiți perechele de numere naturale care verifică egalitățile. A plus B, da, într-o paranteză, domnul profesor, împărțit la B plus 1, să fie egal cu 4. Și M plus 2, asta o, ia asta, altă egalitate. M plus 2, într-o paranteză, ori N plus 3, egal cu 16. Dar nu, ușoară. Nu. Stai puțin, Daria. Nu, acolo, da. Daria. Ușoară, eu știu. Nu crea stresul ăsta în plus. Adică, așa nu e chiar ușoară, ușoară, dar îți dai puțin seama de ceva acolo. Eu spun un lucru. De ce faci tu chestia asta? Vrei să ne, ne supui unui stres în plus? Nu. Nu. Păi atunci hai să fim așa. Okay. Este bine că tu spui, dacă tu spui în sinea ta că sunt ușoare, dar o spui în șoaptă, pentru okay. tine, în interiorul tău. Când o spui cu voce, îți scoți din curs pe celălalt. Eu nu știu, găsiți perechile de numere naturale care verifică egalitățile. Eu nu știu la ce să folosesc în încercări, domnul profesor aici. Eu m-am gândit că pot să fac în paranteză. Dacă ai putea să te gândești un pic cu voce. Fără voce. Voce, ca să ne gândim și noi. Ne scoți din cursă. Se desfac parantezile alea, adică domnul profesor. Într-un fel. Taci, așa. N-ați face așa, asta, nu? Nu. Mai întâi analizez. Analizez. Eu aici mă concentrez. Pe prinția zi. Eu vreau să știu. Dar ușor, sunt mai multe moduri. Ușor, ușor. Ionuț, nu vă grăbiți. Caută să ajungi până la capăt. Deci, când ai finalizat și ai varianta tot. Clar, atunci spui. Da. Atunci discutăm. Exact. Pentru că așa vă disciplinați și voi mâine în clasă. Dar nu ne spune dacă sunt diferite numere. Nu ne spune că sunt. Zice că sunt naturale. Sunt perechi. Ia, găsiți perechile. Da. Perechile ce înseamnă? Păi, adică au și beu. Au și beu. Să mână și nu. Eu am găsit. Unul foarte bun. 13, paranteză, 13 plus 3, închidem paranteza, împărțit la paranteză. 13 plus 3, da? Da, 3 plus 1. 13 plus 3, da. Totul de împărțit în paranteză la 3 plus 1. Corect. Egal cu? 4. 4, da? Este adevărat. 16 împărțit la 4, egal cu 4. E bine, nu? Excelent. Ai găsit o pereche. Deci A e 13 și B e 3. Întrebarea este dacă mai sunt și alte perechi? Sunt. Să găsim. Stați un pic. Trebuie să ai acum unicitatea. Și după aia spui. 8 ori 1, în paranteză, împărțit la 1 plus 1. Adică 8 împărțit la 2 care îi dă 4. Cum 8 ori 1? Că ai și adunare. Păi nu. 8. Păi 8, atunci. 16 plus 4, domn profesor. 16 nu, nu, nu. 7 plus 1. 7 plus 1 în paranteză, împărțit la 1 plus 4. 16 plus 4. Deci 7 plus 1 împărțit la... La cât? La 1 plus 1? La 1 plus 1. 1 plus 1, adică B-ul este da. 1 și A-ul este 6, da? 8 împărțit la 2, 4. Da, bine. Oprim o altă soluție. A mea nu-i bună, 16 plus 4. 16 plus 4 împărțit la 4 plus 1. 16 plus 4, ia să vedem. 16 plus 4, totul de împărțit la 4 plus 1, face tot 4. Da? Era important să dăm același lucru aici. Cred că mai sunt. Mai sunt și mai tot. Aș vrea să le găsim pe toate. Pe toate? Să găsim forma. Forma. Deci, forma pe care trebuie să o reștie A-ul și B-ul ca model general și atunci am găsit toate perechile. Da, deci nu neapărat din două numere. Eu uitați că o găsit, dar ea unul dintr-o cifră. Sigur că da, poate să fie de două, de trei numere. Deci, atâta spune. Nu spune. Ce mai vedem o dată, găsiți perechile. Găsiți perechile de numere naturale. Păi cum e cu încercările? Păi am încercat, din încercările astea, am găsit o formă și acum facem un pas spre deci, ceea ce înseamnă... Am văzut că 1 poate fi, 3 poate fi, oare poate fi și 0, B? Nu, că toate ar da 0, mama. Dar de ce? Deci 7
și 1 ar fi perechea, da? 7. Hai să vedem aici. Să luăm de jos sensul, da? Biu l-ați găsit tu. 7, 1. Apoi... BU2. Hai să luăm pe BU2. 2 plus 1, 3. Mama, dar nu poți să împart 0 la 0. Lasă-mi un pic. 3. Fiecare analiză... Da, da! Ai găsit un model? Da! Paranteză, 28. 28. Plus 8. Plus 8. Este egal cu 36 împărțit la... Paranteză, 8 plus 1. 8 plus 1. Da, e bun. Hai, 4. Da? E bun. Deci 28 și 8 ar fi o pereche. 28. Și 10 plus 2, domnule. 28 și 8. Și 10 plus 2. Aici, aici să punem 16 și 4, nu? Mihaela, 16 și 4. Da. Din coace să punem 13 și 3. Și 3. 10 și 2. 10 și 2, iată. 10 plus 2, totul de împărțit la 2 plus 1, da, de 12 împărțit la 3 și de tot 4. Deci tot 4, deci, uitați, pereche, și pe 2. O altă pereche 10 este 10 și 2. Și observ că B este 1, 2, 3, 4, cred că este și 5, și 6, și 7. Deci până unde? B urmează așa, da? 1, 2, 3, 4. Da. Hai să vedem cu da, B-ul 5. Dar eu aș vrea cu 0, ia să vedem. 0 plus 1, 1, ce număr împărțit la 1, să dea 4? 4. Și atunci 3 plus, nu, 4 plus 0. Știu, știu, 4 plus 0, știu, unu, stați un pic. 4 plus 0, domnul profesor, da? Împărțit la... 4 plus 0, împărțit la 0 plus 1, este egal cu 4. 4. Deci este deci, și perechea. B-ul este și 0. Este 0. Și 4 și 0. 4. Deci este 4 am mai găsit 0. Una! 0, 1, 2, 3, 4, 5. Înseamnă că sunt numări. B-ul poate... B-ul poate să fie toate numerele naturale. Toate numerele naturale. Au un număr. Au acum. Funcție de A. Așa. De B. Da. Am mai găsit una. Te rog. Paranteză 22 da. Plus 6 da. Închide paranteza părțit la 6 plus 1. 6 plus 1. Este bine? Da. 28 împărțit la 7, 4. 4, da. Deci este vorba de perechea care 22 și 6. 6. Deci vedeți 1, 2, 3. Deci B-ul am stabilit pentru cine poate fi. Clar, și 5 îl găsim imediat cu 5. 5 plus 1, 6. Poate fi orice număr, orice număr. 23. Normal, 24. A, chiar și până la infinit. Dar AU este de un anumit model. Exact, 24. Funcții de B. Da, dar B-ul poate fi orice număr. B-ul zic, poate fi 19 plus 5. Zic. Zic. 16 plus 4. Am zis asta. Este, 16. Este 19 plus 5. 19. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Da. Împărțit la 5 plus 1. 24, am zis, este bine? Da, 26, da, împărțit la 6, 4. 4. 4. Și iată și 5. Iată și 5. 19 și 5. Deci vedeți, AU poate să fie... AU este în funcție de B. A e în funcție de B. Domnul, dar... Aici trebuie să găsim. Terminăm caietul până scriem. Nu, păi tocmai trebuie să descoperim asta. Ne-am pus cu B-ul, poate da, am descoperit că sunt multe perechi. Da. Sunt multe perechi. Întrebarea este, de ce formă este AU? Deci, când AU este 0, B-ul e 4. Nu, pardon, când AU e... Când B-ul este 0, AU e 4. Când e 1, e 7. Parcă i s-a dat un 3. 3. Da. Când e 2... E 10. Iar s-a adăugat un 3. Când e 3, 13. Uitați sus, prima. 13. Iar s-a adăugat 3. Adăugat un 3. Deci, din 3 în 3. Da. Da? Da. Deci se pare că... Da, primul e 4, totuși. AU... Nu AU... AU, da. AU ar fi un șir de numere de tipul 4, 7, da. 10, 13, 16 și mai departe. Din 3 în 3. Da. Iar B-ul... Corespunzător este 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe. Lasă-mă la jos. Hai să-l găsim pe cel de pe poziția 20. Adică șirul ăsta al lui A este așa cum îl vedeți
4, 7, 10, 13, 16, da? Da. Ăsta de aici îmi indică al câtelea este. Deci ăsta este primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, da? Exact. Al cincilea. Așa. Și eu aș vrea să-l găsesc pe, din șirul ăsta, din înșiruirea asta pentru A, pe cel de pe poziția 100. Al 100-lea? Al 100-lea, din șirul ăsta. Al 100-lea o să fie B99, dacă pornim de la 0, nu? Îl luăm și pe 0 în calcul. Nu, domn profesor? Hai puțin lasă mâna jos, Daria, să înțelegem noi, ca să vă explicăm și vouă. Nu, să înțeleagă ei, ei să vă explice. Să vă explice ei, ele vouă. Ok, tot noi le explicăm. Da, o secundă. Eu sper că mă ajută ei. Dacă voi aveți răbdare, o să mă ajute. Deci, atenție. Primul este 4. Da. Eu fac abstracții de asta. Eu vreau să văd cum se generează acest șir. Da? Deci e 4, 7, 10. Deci al doilea, ăsta ar fi A1. Al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea. Da? Dar vreau să văd dacă 10 nu credeți că mai ales 10. O secundă, vreți să fie un pic atent la ce spun eu. Deci avem că A1 este egal cu 4. Da. Al doilea este egal cu 5. Al doilea. Ionuț, al câte al doilea? Păi... 7. 7, mă, da, sunteți atenți de aici, vreau să vă... 7, care înseamnă A1 plus 3. Al treilea. Este egal cu 10, care înseamnă... A1. A2. A2. Al doilea plus 3. Pe al doilea îl înlocuiesc cu A1, care înseamnă deci A1 plus 3 plus 3. Adică 10. Adică de 2 ori 3. 4 plus 3 plus 3. Deci A1 plus de 2 ori 3. 2 ori 3. Nu pot să zic așa? Da, da, da. Și al patrulea atunci? Atenție! Al treilea este A1 plus de 2 ori 3. Al patrulea... Păi, al patrulea cât este? Uitați-vă voi cât este acolo al patrulea. 13. Nu cumva pe 13 îl pot scrie ca fiind A1 plus... De 3 ori 3? 3 ori 3. Adică A1 care e 4 și plus... Da, se poate! 9 face 13. Da, da. Deci iată foarte interesante chestii ca legătură. Al patrulea înseamnă A1 plus de 3 ori, toți, ba, dar toți de 3 ori, cu unul mai puțin decât indicele ăsta. Aha. Ia să vedem. A100. Al cincilea, nu mă duc așa de bine. Al cincilea este 16. 16. Care se scrie 4 plus... A1, da, adică 4 plus... A1 plus de 4 3. Ori 3. Da, 4 12. Ori plus 3 ori 3. Deci este A1 plus 4 ori 3. Deci atenție, atenție. Când mă duc la un indice, un anumit indice, voi aduna la A1 cu unul mai puțin decât indicele de aici, înmulțim cu același 3. Înmulțim cu același 3. A100. Deci rămâne tot acolo. Mai e ușor ăla. Îi trebuie să înțeleagă cum voi. Ai înțeles, nu? Deci, ia-ți pe o luăm de sus. Ionuț, al doilea înseamnă A1 plus 3 ori 1, poți să spun. 3 ori 1. Dacă 3 ori 1, adică e cu 1 mai puțin decât indicele. Adică 1 ori 3, domn profesor, acolo. 1 ori 3. Mi-ați băgat în ceață, olea. Da. Hai să zic 1 ori 3, ca da, să fie... 2 ori 3, 3 ori 3, 4. A, așa, 1 ori 3, ca să se înțeleagă. E 1 ăsta care e cu 1 mai puțin exact decât 2. Da, domn profesor. Din cu acela 3, e cu... Nu? Cu 1 mai puțin decât indicele, iar 2. Da. În concluzie, se vede că se păstrează. Și acum ar fi așa. Pentru al doilea, deci se adună la 1 o singură distanță.
Metrul al treilea se adună câte distanțe de astea? Două. Că distanța dintre 4 și 7 este 3. Iarăși de 3, da? Deci 3 și 3. Deci se adună de 2 ori 3. Da? Lăsați-mă să pot coordona că vă băgați și mă dați peste cap. Da? Eu sunt atent la ce trebuie să fiu, la dialog cu ei. Atenție, Ionuț. Deci, sesizăm foarte ușor că pentru ăsta de pe locul 3 adun două intervale. Sunt două spații până la el. O dată și încă o dată. Adică 2 de 3. Un spațiu de ăsta, dintre la 4 la 7, e un 3. Da. Iar încă un 3 aici, nu? Încă da, încă un 3. Deci, tot timpul sunt din 3 în 3. Da. Pentru ăsta de aici, care e al 4-lea, câte spații am? 1, 2, 3. Unul mai puțin decât indicele. De aceea am spus că la al 5-lea înseamnă A1 de la început, la care se adaug câte spații pentru al 5-lea? 1, 2, 3, 4 spații. Da? Da. Ei bine, la A10. A10. Ia să vedem. Să zic că e domn profesor dacă am înțeles. Sigur că da, la, de la ei am. Eu am înțeles. Păi A10 este egal cu A1. Așa, A1 plus? A1. Plus câți de al de 3? Vedeți că n-ați înțeles? Nu. Vă dau ca fără roșu, vă dau să ajung la roșu. Așa. Păi este egal cu... Plus câți de al de 3? Câte spații sunt pentru... Păi dacă până la al 5-lea eu nu s-au fost 1, 2... 3 ori 15. 3 ori 15. Nu. Stai, nu. Dar de ce ți-ai uitat la mama? Stăm noi și discutăm aici, da? Deci, încă o dată, pentru al 4-lea, la al 4-lea a însemnat A1 plus 3 de al de 3. Da? 3. La al 5-lea e A1 plus 4 de al de 3. 9 ori 3. De ce 9 ori 3? A1 plus 9 ori 3 pentru că am observat că crește cu câte ori. Da. Plus 9 ori 3. Deci de câte ori? De 9 ori. Că sunt până la al 10-lea acolo, sunt câte spații? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vor fi. Da. Deci, al 10-lea este A1 plus 9 ori 3. Ori 3. Bun. La, te rog să-mi spui, Ionuț, A27 egal cu A1 plus cât? Câți de al de 3? 26 ori 3. Bravo. Așa, mă. 26 bravo, ori 3. Păi mereu cu un număr mai puțin. Păi da, dar asta vă zice, domnul profesor. Vreau să vă spun. Cu un număr mai puțin decât indicele aici. Ia să vedem, A100. A indice... 99 ori 3. A indice 100, vă ce nu sunt ele, egal cu Daria. Egal Daria cu? A1. 1. 99 plus. 99 ori 3. Da? 99 ori 3. În concluzie, dacă zic A indice N, alienă-nea, nu știu, N putea, poate să fie oricine. Infinit, cum ai zis tu, Ionuț. Alienă-nea este egal cu A1, A1 plus... Infinit ori 3. N minus 1. 1 mai puțin decât indicele, nu? Aici dacă a fost 100, am pus 99. Acum dacă e N, voi pune N minus 1. N minus 1, așa. Ori 3. N minus 1, ori 3. Iată formula pe care am găsit-o, pentru A, care generează pe A. Da? Așa, asta e formula care generează toate valorile lui A. Dând lui N valorile 0, 1, 2, 3, 4, da? Deci N-ul ia valorile 0, 1, 2, 3 și mai departe. Oare ia de la 0 sau de la 1? La A. Deci la N egal cu 1 trebuie să ia valorile. Deci pentru N egal cu 1, obținem A1, primul element, prima valoare a lui A1, este 4 plus 1 minus 1, 0 ori 3, 4. Chiar așa este. Prima variantă este cu A, valoarea 4. Da. Și B-ul este 0. B-ul numără de la 0, da? Adică B-ul este tocmai nou de aici.
Iată că în clipa asta am găsit și forma clară a lui A. A e de tipul A1 plus B minus 1 ori 3. Da. Cât? 59. Oprim.